Domnule vicepreședinte, stimați colegi, prin prezenta declarație politică doresc să salut și să apreciez introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării de către președintele României, domnul Klaus Iohannis, a punctului privind problema defrișărilor ilegale, ceea ce arată preocuparea instituției prezidențiale în legătură cu acest fenomen periculos pentru noi toți ca stat, dar și pentru generațiile viitoare. Astăzi avem un nou cod silvic, publicat în Monitorul Oficial, devenind legea 133 din 8 iunie 2015, ceea ce putem spune că reprezintă un nou început pentru domeniul silvic. Nu doresc să comentez dacă este un cod silvic bun sau rău, este drept, are foarte multe scăpări, dar câteva considerente de ordin tehnic asupra transpunerii în practică a acestei legi cred că sunt necesare. Pornind de la principiul fundamental de gestionare durabilă a pădurilor, în scopul sporirii contribuției acesteia la creșterea calității vieții, trebuie întărit rolul și importanța ocolului silvic ca structură de bază în administrarea pădurilor. Este necesar să crească rolul amenajamentului silvic în gospodărirea durabilă a pădurilor și repoziționarea pădurilor în rândul priorităților naționale din punct de vedere al statutului instituțional, alocării bugetare și impactului social. Unul dintre cele mai importante obiective operaționale în silvicultură trebuie să fie realizarea cadastrului forestier, ca parte integrată a cadastrului general național. Politicile publice în domeniul silviculturii trebuie să urmărească creșterea suprafeței ocupate cu pădurea în România prin înființarea a minim 500 de kilometri pe an perdele forestiere de protecție, a căilor de comunicație, așezărilor umane, culturilor și ameliorarea prin împăduriri a minim 10.000 de hectare de terenuri degradate inapte pentru agricultură. Introducerea și permanentizarea unui sistem de plăți compensatorii pentru proprietarii de păduri cu funcții speciale de protecție prin adoptarea reglementărilor necesare pentru acordarea unui sprijin. Promovarea de politici comerciale bazate pe principiile economiei de piață prin crearea mecanismelor pentru înființarea bursei lemnului pentru sortimentele și speciile de valoare. Sprijinirea agenților economici de exploatare și prelucrare primară a lemnului, precum și a agenților economici producători de mobilă și încurajarea valorificării locale a masei lemnoase cu scopul de a crea cât mai multe locuri de muncă, precum și asigurarea transparenței în ceea ce privește valorificarea masei lemnoase. Toate aceste măsuri trebuie introduse în strategia națională forestieră pe termen mediu și lung. Vă mulțumesc!